Adevăr din post-adevăr. Sunt Marius Ghilezanu. Încerc să-mi explic încotro lumea. Bună seara! Bună seara! Astăzi stăm de vorbă cu doamna Ecaterina Tutorilov, fericita împlinire de 80 de ani, vă duce la mine la moșie. Vă felicit pentru naturalețea de care dați dovadă. Ați fost deportată în noaptea de 18-19 iunie 1951, în noaptea de Rusalii, în Bărăgan. Aveați 9 ani când ați ajuns în Bărăgan. De ce v-au deportat și cum a fost viața în Bărăgan? Păi ne-au deportat pentru că părinții mei au fost țărani înstăriți, aveau o avere, o anumită avere și se numeau cheaburi. Și cum atunci comuniștii nu suportau cheaburii, s-au gândit să ne scoată din sat, că poate le-o fi mai bine. Și v-a spus unde vă duc? Nu ne-a spus nimic, decât că în 4 ore să ne pregătim, să luăm atât cât în cap pentru o căruță, 2 cai și cât în cap pentru o căruță, și să fim toți prezenți din familie. Trebuie spus că acești țărani chiabut de pe marginea, de pe frontiera de vest a României, au fost săltați într-o noapte, 10.000 de polițiști au fost distribuiți în toate satele și au pregătit 2.656 de vagoane. Într-o singură noapte au fost deportate 12.791 de așa zis burghezi, mici burghezi, cărora comuniștii le ziceau chiaburi. Și cum au reacționat cei din familie când au venit și v-au zis asta? Păi cum crezi să reacționeze dacă vine și te scoală din somn și spune împachetează-te, ia-ți tot ce poți să iei și să încarci într-o căruță și să-ți părăsești casa, tot ce ai, tot ce ai agonisit până atunci. Și câte zile ați mers cu vagonul? Păi întâi ne-a dus la Deta, la gara Deta, era un tren lung cu vagoane de marfă, acolo ne-a încărcat în vagoane, a mers 7 zile până la Fetești, până acolo în gara. Dar v-au zis că vă duc în Bărăgan? Nu ne-a spus nimeni nimic, toți spuneau, dacă întreba ceva, părinții spuneau fără întrebări. Pentru că bunica mea, tot chiabură din Jebel, străbunica mea, a avut șansa de a nu fi deportată în Bărăgan, dar au plimbat-o 2 zile și 2 nopți cu dubă și ea îmi povestea că era sigură că o duc în Siberia. Nu ne-au spus unde, numai când am ajuns în gara Fetești, au spus că să monteze căruța, că căruța era demontată, trebuia să încapă într-un vagon și să încărcăm ce avem și că să ne încolonăm așa, nu numai noi, toți din satul nostru și mai mulți din satele din jur, și ne-au dus într-un câmp unde era miriște. Și cum se chema? Câmpul acela nu știm cum se chema. După aceea i s-a pus numele de comuna Lătești. Lătești. Așa. Deci Lătești este formată din foști chiaburi, da? Veniți, asta este în Ialomița, nu? Da. În Ialomița. Și v-au dus pe câmpul ăla? Ne-au dus pe câmpul ăla. Erau străzile trasate și erau după câțiva metri câte un țăruș și noi aveam un număr și au zis cine-i numărul cu tare să se prezinte aici. Aici, de acum încolo, veți sta.
Păi și nu v-au dat materiale de construcții? Nu. Atunci nimeni nu ți-a dat nimic, niciun pahar de apă. Ori lăsat doi soldați cu noi, au spus nu numai cu noi. În general așa s-a procedat cu toată lumea. Păi aveați 9 ani, deci vă aduceți aminte și cum a fost prima noapte? Păi cum să fie? Au făcut o colibă, ai mei. Cum să fie? Au făcut o colibă, ne-am adăpostit acolo, au luat, ai mei, niște pături, niște perne de acasă, le-a pus pe jos și acolo am dormit. Poate noi am dormit, că eram copii, eu și cu sora mea. Dar bineînțeles că restul lumii n-a mai dormit. Cine avea somn când s-a trezit sub cerul liber din averea care a avut-o, cu atât cât încăpea într-o căruță? Mi-a spus mai de mult că noaptea s-a făcut un fel de boș de ucă sub pământ pentru iarna. Aia a fost mai târziu. Mai târziu. Puțin mai târziu. Deci venea toamna. Da. Puțin mai târziu au făcut un bordei. Un bordei. Un bordei din care atunci s-a primit niște scânduri și niște lemne, ceva cât de cât, că noi nu aveam din ce. Bordeiul s-a făcut așa cum se face bordei. Se parte în pământ și cu puțin acoperiș și acolo înăuntru era casa noastră. Aia era prima casă. Și cum nu vă era frică, frig? Ce să mai vorbim de frică, frig, când era o mizerie de nedescris, fără apă, fără pâine, fără nimic, că ce ai putut să iei, că erai zăpăcit, ți s-a spus, încarcă atâta cât îi încape într-o căruță și părăsește-ți casa. Și sigur că ne era și frică, și foame, și frig, și murdar. În primul rând, mizeria era mare. Dacă n-ai apă, ce vrei să ai? Mizerie. Și atât am stat până în toamnă târziu. Prin septembrie, chiar obligați au fost să facă casa. Casa era din o cameră și o bucătărie. Atât. Au făcut casa în toamnă târziu, chiar de Crăciun a fost, când ne-am mutat în casă. Dar v-au dat materiale de construcție? Ceva s-a dat, da. Ceva s-a dat. Cât și cum nu știu, dar știu că, adică nu mi-amintesc, că și eram și copil, dar știu că pe urmă vorbeau părinții mei că noroc că totuși s-au dat ceva, geamuri, uși, chestii din astea. Că și au fost 45.000 de suflete deportate din Banat în Bărăgan. Da. Dintre aceștia au fost peste 10.000 de copii. Mergeați la școală? Da, în toamnă s-a făcut o școală. Cine a făcut-o nu mi-aduc aminte și nici nu știu. N-am cum să știu. Dar era o școală, dar tot o școală din material din asta, acoperită cu stuf, cu... Da, cum s-a făcut și restul de case. Și când a început școala, ne-am dus la școală. Copiii vă jucați între dumneavoastră? Ne mai jucam, ne mai plângeam, că știi cum este. Nu-i una, nu-i alta, nu-i bami foame, bami sete, n-am pâine când ți sete, n-am apă când n-aveau de unde. Era o perioadă foarte grea pentru copii, care cred că mulți au rămas marcați pe chestia asta. Printre care spun și eu sincer că și eu. Și câți ani ați stat acolo? 5 ani. 5 ani. Și când v-ați întors acasă? Ne-am întors acasă. Noi ne-am bucurat foarte mult când ne-au spus că gata, suntem liberi, putem pleca de unde am venit. Iar ai mei s-au dus, iar au trebuit să plătească, acum a trebuit să plătească vagonul. Că tot am avut noi ceva cât de cât, o haină, o plapumă. Trebuia să venim înapoi. Am venit înapoi cu toate sarzanalele care au mai rămas.
Aici nu am găsit decât pereții. Dacă vrei să spun, spun că au scos și băncuța de pe stradă. Nici aia nu era, decât pereții, nici măcar un scaun sau altceva, o sapă sau nimic, nimic, nimic. Și iară părinții au trebuit să o ia de la capăt. Bineînțeles, sigur că da. Atunci n-am avut ce face. Știu că părinții mei se duceau la fermă să lucreze. Unde să lucreze? Dar pământul nu vi l-au mai dat înapoi. Nu, atunci nu, sigur că nu. Pământul el a luat, toate uneltele care le avea, le-a luat colectivul, s-a format colectiv, lumea care a rămas erau colectiviști, noi ce eram? Niște vaișamari care ne-i bagiocoreau în toate felurile, știi? Și ceilalți știau drama noastră, ceilalți săteni, ori aflat? Păi să știi că unii știau toți. Unii plângeau odată cu noi, alții se bucurau. Că așa le trebuie. Dar cine erau? Cei săraci se bucurau? Păi bineînțeles că dacă ei au zis că altfel n-aveau cum să facă colectivul. Că din uneltele noastre, din ce mai rămas niște animale, ce mai rămas niște unelte, și pământul, în primul rând. La Lățești aveați biserică? Nu, de biserică. Și unde vă rugați? Acasă. 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 Să știi că nu s-a întâmplat niciodată să nu ne rugăm. Chiar la început ne rugam și sub cerul liber. Seara știu că ne-a adunat bunica și hai să ne rugăm să mergem înapoi acasă. Deci asta era dorința, să mergeți înapoi acasă. Da. Și după aceea a trebuit să lucreze părinții la fermă. La gostate, ferme, cum plecau duminică și asta luni dimineață și ne-au sâmbătă după masă acasă. Și alte persecuții ați mai avut după aia? Acolo și aici și... Aici la Timișoara. Unde aici? Aici, când ne-am întors, da. Când ne-am întors în sat. Bineînțeles că toți se uitau la noi și toți ziceau că nu știu cum suntem, că suntem așa, că să zicem mersi că am venit înapoi, că erau unii care mai comentau că și-au văzut lucrurile la vecini sau la, mă rog, și-au zis că ce mai și comenta. Să zică mersi că i-au adus înapoi. La Lățești ori și murit oameni? La Lătești? La Lătești. Da. Au murit. Au murit. Lătești. Și după ce a căzut comunismul, v-ați primit moșiile înapoi? Care moșii? Casa. Am primit-o imediat. Pământ. Din... Nu știu cât din pământ am primit înapoi, nu tot. Și așa treptat, până la urmă, am înțeles că au primit tot pământul. Dar atunci, imediat, nu am primit nimic, niciun petec de pământ. Datorită unui deputat al minorităților afazii, ați de câțiva ani primit ajutor pentru depărtare în Bărăgan. Asta ca o compensație pentru cei 5 ani pe care i-ați suferit acolo. Așa este. Deci s-a făcut o minimă reparație. S-a făcut. Aici nu pot să spun că nu. S-a făcut cât de cât, totuși, măcar noi, dacă... Că părinții mei au început să moară curând când am venit. Bunicul, bunica, mama, tata au murit ultim. Doamne ajută! Pentru cei care nu știu, tineri au fost deportați, au fost ținuți în case de lut 5 ani de zile, unii nu s-au mai întors, au rămas niște cruși. Nici nimeni n-a fost pedepsit pentru aceste atrocități. Cu 4 luni înainte de deportarea lor, a fost un document secret al guvernului prin care se spunea că acești chiabori trebuie deportați. Singura lor vină era că aveau mai mult pământ. Justiția nu și-a făcut niciodată
nu le-a făcut dreptate acestor oameni. Ana Blandiana are o vorbă. Atunci când justiția nu reușește să fie o formă de memorie, memoria singură poate fi o formă de justiție. De aceea am chemat-o pe doamna Ecaterina Tudorilov să ne destăinuie din atrocitățile și e o lume pe care nu trebuie să o uităm. Păi chiar nu trebuie. Aia trebuie menționată în istorie, că aia a fost o istorie. Atâția oameni să te ia de acasă, să te ducă nu știi unde. Și ce le-ați transmite copiilor români, care la vârsta asta au iPhone, se joacă pe calculator, ar trebui să știe despre tragedia noastră? Da, ar trebui să știe și ar trebui că asta să o învețe în istorie, să nu se uite niciodată. Asta nu trebuie uitat. Pentru că atâția copii au suferit mult, mult. Să ai și să într-o noapte să nu mai ai nimic. Da, nimic. În primul rând apă, mâncare și casă. Să stai așa. Sub cerul liber. Doamne ajută! Marius, dacă... E bine!